Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog din acesta în care probabil o să fiu criticat iarăși de foarte multă lume, dar asta este, acum mi-am găsit timpul să fiu alături de voi în această duminică și asta este, cu 30 la oră mă gândesc că pot și eu. Înainte să începem, bineînțeles, să apăsați pe butonul de subscribe și să trecem la ale noastre, avem câteva discuții precum și informații din gala aceasta. Așadar, în această gală, după cum bine știți deja, favoritul publicului este Robert. Fetele se pare că sunt nemulțumite de atitudinea lui Sebastian și îl votează pe acesta în gală. Vehementă reacție a avut și Rebecca la adresa lui, care i-a spus că nu știe cum să se comporte cu o fată. Întrebarea este, ea știe cum să se comporte cu un băiat sau cel puțin într-o discuție sau în casă, mă gândesc și eu. Fetele se pare că l-au votat toate pe Sebastian, iar băieții o votează pe Andreea Moromete, văzând din promo, începând cu Bogdan. Bogdan, care a dorit o cunoaștere cu aceasta, acum nu știu sigur, văzând schimbările lui Bogdan din ultima vreme, dacă este votul lui sau dacă a fost pus de cineva, mă refer la cei din staff probabil, ca să o voteze la cererea acesteia, pentru că după cum am văzut cu toții, ea nu se simțea foarte bine în această emisiune. Favoritul publicului Robert se pare că o scoate pe Giulia la înaintare și foarte bine face, pentru că nu are nicio cunoaștere și ba mai mult de atât, nici măcar un băiat interesat de ea, nici măcar materialele sau glumele sau cum doamnele îmi spune cu Robi nu mai sunt prezente, acestea dispărând odată cu reapropierea magnifică a lui Robi către Virginia, după cum vedem și în promo că spune că nu vreau să forțez, să iau totul treptat. Păi da, prima dată ce s-a întâmplat? Așa că Giulia este scoasă la înaintare. Eliminată din emisiune este așadar Andreea Moromete, care cred că cu prisosință și-a dorit această eliminare. După cum am văzut și TikTok-urile ei din ultima vreme, fata este destul de ocupată, este destul de implicată și cu siguranță nu a vrut să fie părtașă sau nu s-a regăsit în acest format al emisiunii. Mai multe să vă spun nu prea am despre emisiunea de ieri, s-a discutat doar despre Roberta, Roberta în sus și Roberta în jos și doar Roberta este subiectul emisiunii a tuturor în ultimele zile. Vedem cum vor decurge lucrurile și sperăm să ne dea și altceva mai serios sau mai interesant, pentru că fazele cu Cosmin, sincer, pe mine m-au plictisit, am analizat o săptămână ca să ne spună după că noi nu ne putem da seama dacă acele printuri sunt adevărate sau nu. Păi, na, a analizat o săptămână, a fost lăsat cazul deschis, bineînțeles, ca să mulțumească și mulțimea nemulțumită, cum doamne să zic aici așa, care poate contestau acele printuri cum că ar fi fost adevărate. Întrebarea mea este, dacă nu au fost adevărate și au fost falsuri, de ce nu s-au mai făcut falsuri până acum? De ce? Asta, să știți că mie îmi dă de gândit foarte mult. Dacă cineva a făcut niște printuri false, de ce nu au mai făcut? De ce au apărut doar alea? Nu? Poate pentru că nu există alte printuri false, ci există doar alea care au fost adevărate, dar na, aceasta este doar o părere, mie nu-mi pasă, rămâne la atenția voastră. Vă rog frumos să apreciați acest clip, să nu mă certați pentru că sunt în mașină, vă pup din suflet, să distribuiți vlogul, vă rog frumos, să vă abonați la canal, bineînțeles, să apăsați pe clopoțel. Eu mă duc până la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze, să mă petrec acolo și să mă simt bine.